Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Atelierul tău. Eu sunt David, iar în acest clip o să vă prezint aspiratorul pentru cenușă de la Einhell TCAV1618D și o să-i facem și câteva teste. După cum puteți observa, vine livrat în această cutie de carton împreună cu câteva accesorii, după cum urmează. Un mâner pe care va trebui să îl montați chiar aici pe capac. Eu nu o să-l mai montez acum pentru că nu are rost, dar exact așa o să vină montat aici. O să-l vedeți la teste gata montat. Cu un adaptor care, sincer, nu știu la ce se folosește, nu i-am găsit locul nicăieri aici. Și, bineînțeles, cu furtun plus tijă, 3 filtre în cutie și manualele de utilizare. Are un motor de 1200W, are o capacitate de înmagazinare de 18 litri, un motor de 1200W și o capacitate de aspirare de 160 de milibari. După cum vedeți, este o cuvă metalică destul de rezistentă și prinderile capacului sunt și ele metalice. O să desfac acum să vă arăt filtrele din interior cum arată. Eu l-am testat deja, așa că nu mai este foarte curat, dar oricum, având un prefiltru destul de gros, filtrele practice rămân foarte curate. După cum puteți observa, avem primul filtru care este din sită și încă un filtru din material care reține toate particulele mici în cazul în care o să-l folosiți fără acest prefiltru. Acesta este prefiltru cu care aspiratorul vine în set. Este dintr-un material destul de gros, arată așa ca un fel de sac, care se montează direct în cuvă și în el o să intre celelalte două filtre. Toată mizeria sau rumegușul o să rămână în spatele acestui filtru și astfel o să fie destul de ușor de curățat. După cum ați putut observa, capacul se montează și se demontează foarte ușor. Are aceste cleme metalice care pur și simplu strâng capacul de această cuvă. Trebuie să știți că se poate folosi atât la aspirat, dar și la suflat, pentru că furtunul se poate monta și pe partea de sus, pe unde suflă aer, dar și pe partea de jos, pe unde el trage aer și efectiv mizeria. Furtunul cu care vine în set are o lungime de 1,20 m, plus adaptorul metalic care se pune în vârf, care protejează practic plasticul. În interior, furtunul este din metal, iar pe exterior este cauciucat, astfel devine un furtun destul de rezistent. Trebuie să știți că aspiratorul se poate utiliza la 24 de ore după ce s-a stins focul. Este foarte periculos să-l utilizați dacă mai există cărbuni aprinși acolo, pentru că ar putea să ia și el foc destul de ușor dacă acei cărbuni ajung în interior la filtru. În continuare, o să vă las să urmăriți testele, să vedeți cum s-a descurcat acest aspirator pentru cenușă la teste. L-am testat exact aspirând cenușa dintr-o sobă ceva mai veche, iar la finalul testului o să vă arăt cum arată cenușa strânsă de el în acest rezervor. Thank you.
Acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la acest canal. Totodată, trebuie să știți că în descrierea acestui clip o să găsiți un link către magazinul nostru online, atelierultău.ro, unde puteți afla mai multe informații despre acest aspirator. Eu sunt David și până data viitoare vă doresc numai bine!